Superliga vă este oferită de Superbet. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, suntem Robert Șișcă și Bogdan Pasăre și de la această oră vă invităm la CFR Cluj, Universitatea Craiova, al doilea meci al etapei inaugurale din play-off-ul Superligii, un play-off care a început abrupt cu victoria Farului, aseară 2-1 în Giulești împotriva Rapidului. CFR Cluj 27 de puncte, Universitatea Craiova 25, ambele au beneficiat de rotunjire. CFR Cluj este la 5 puncte în urma liderului FCSB și auzeam pe Adrian Mutu, pe tehnicianul clujenilor, declarând înaintea acestei partide că evident se gândește în continuare la titlu. Am văzut cum se prezintă formula gazdelor, așadar Adrian Mutu mizează pe portarul Sava, în apărare sunt Mogoș, Boben, Matei Ilie și Alia Beid, la mijlocul terenului Muhar, Kader Keita și Taxidis, în față Deac, Otele și Bârligea. Sunt două schimbări față de meciul precedent. Au ieșit Aeti accidentat și Camora, iată o surpriză, capitanul de drept al celor de la CFR este doar rezervă. Camora, noutățile fiind Matei Ilie și Alia Beid, fostul jucător al celor de la UTA. Universitatea Craiova începe în această seară cu Laurențiu Popescu în poartă, linia defensivă alcătuită din Mihai Căpățână, Maldonado, Iurai Badeli și Nicușor Bancu, cel care poartă și banderola de capitan, iată-l pe Bancu, Alexandru Crețu, Mateiu și Mevabișvili, iar în zona ofensivă a trupei vizitatoare Ștefan Baiaram, Andrei Ivan și Alexandru Mitriță, două schimbări și în distribuția gândită de Ivailo Petev, Screciu și Markovic lipsesc, Screciu accidentat, Maldonado în locul lui Screciu și Andrei Ivan în locul lui Markovic în atacul trupei oaspete. Să remarcăm titularizarea lui Andrei Ivan, cel care nu a mai prins formula de start a Craiovei din 18 februarie, atunci când juca la Botoșani, la un 2-2 spectaculos între FC Botoșani și Universitatea Craiova. Andrei Ivan, doar 3 goluri marcate în acest campionat. Ultimul dintre ele a fost realizat în 12 august anul trecut, înscria la un poliaș Universitatea Craiova 1-4. CFR Cluj vine cu moralul bun, 1-0, ultima victorie cu Hermannstadt în sezonul regular. De partea ei, Universitatea Craiova la fel se simte bine, 2-1 succes în derbiul orașului cu FCU Craiova 1948. Povestea din această seară, evident, este total diferită. Începe un nou campionat, brigadă de arbitri avându-l la centru pe Andrei Chivulete. El va fi ajutat de Mihai Marica și Andrei Constantinescu, al patrulea oficial Marius Omuț, iar în camera VAR Florin Andrei și Alexandru Vodă. Al 14-lea meci al lui Andrei Chivulete în acest sezon în Superliga. A mai fluierat-o pe CFR Cluj la alte 3 partide în acest campionat. Victorie cu FCU Craiova 2-0, înfrângere 0-1 cu Hermannstadt și egal la Galați 2-2 cu Oțelul. Pe CS Universitatea Craiova, Andrei Chivulete a mai arbitrat o singură dată la succesul din Bănie, 1-0 cu Dinam. Iată și rezervele celor două formații. Spuneam, o surpriză faptul că Mario Camora nu a prins formula de start a celor de la CFR Cluj pentru această partidă. Se anunță un duel extrem de interesant între doi dintre cei. Ofensivă, o minge pentru Bârligea, atacat acolo de Crețu, vine șutul lui Muhar, nu reușește să evite cornerul, portarul Laurențiu Popescu, șut bun al curatului Muhar. Da, multă forță imprimată balonului, de bine lovește Muhar, nu știm dacă ar fi fost pe spațiul porții. Daniel Bârligea în spatele liniei defensive a Craiovei, aici din nou corner obținut de Filip Otele. Mihai Căpățână acoperă bine acea zonă.
încă o dată intervenția la balon și foarte riscantă a lui Badeli. Deja al patrulea corner pentru CFR, bate același Ciprian Dea către Matei Ilie, e clar o schemă, Tacțidis cât de bine această diagonală, îl deschide din nou pe Dea și Popescu! Ce intervenție, se cere gol la intervenția lui, la preluarea lui Bârligea. Hai să vedem, avem arbitraj video, oricum parada lui Laurențiu Popescu a fost fantastică, a zburat pur și simplu către acea minge. Aici balonul mai mult îl izbește pe Bârligea în piept, de aici nu cred că e gol, poate că nu este cel mai bun unghi pentru a ne da cu părerea. Pe această reluare e gol, pe cea din spate. De aceea spuneam că nu este chiar cel mai fericit unghi, primul din care ne-a fost prezentată acea reluare. Specialistul fazelor fixe la CFR, minge pentru reluarea lui Boben, slovenul Matija Boben. Nimeni, absolut nimeni nu-l jenează pe Boben, doar imprecizia acestuia. Duce balonul pe lângă poartă a Craiova. Lipsită de idei, nu are realmente cui să trimită Laurențiu Popescu. Din nou multă agitație în careul lui Popescu. O bară! Este faza și ocazia pentru CFR Cluj. Cred că Bancu deviază acolo. Din nou pericol. Ciprian Deac recentrează, dar de asta dată Lipotele ratează intervenția, vine și execuția în final, semnată de Tacțidis. Momente grele pentru echipa lui Ivailo Petev. Nicușor Bancu nu pare a fi în meci. Iată-l pe Nicușor Bancu cu această deviere. Ar fi fost un autogol antologic, spectaculos. Nicușor Bancu, jucător care mai devreme anulează poziția posibilă în Franța, dar și alte formații interesate de Filipotele. Aici este parada lui Popescu la acest șut aproape perfect al lui Bârligea. Încă o șansă mare, mare de tot pentru CFR de a deschide scorul. Iată-l pe Bârligea în relație de 1 contra 1 cu Maldonado. N-are nicio problemă, își face imediat culoar pentru șut. Ce bine o pleznește Bârligea, dar reflexul lui Laurențiu Popescu este fantastic. Dar rămâne pe picior Crețu. Hai să vedem acum Bayram pentru Megbabișvili. Mitriță între trei adversari, scoate totuși mingea pentru Bancu. Șutul lui Bancu, respinge Sava și gol! Craiova! Bayram, minutul 38. Incredibilă desfășurare a partidei până acum. CFR-ul, spuneam, a dominat de o manieră categorică și a creat 4-5, nici nu mai știu câte ocazii mari de gol și totuși Craiova reușește să deblocheze tabela printr-unul dintre cei mai în formă jucători ai săi din acest moment. Bayram aici, într-adevăr, Bancu găsește o diagonală extraordinară, Sava respinge în față și Bayram atacă bine acel spațiu, simte ezitarea portarului advers și reușește să marcheze. 1-0 Craiova, al șaselea gol staționar al lui Bayram. Acest 1-0 al Craiovei îi se datorează în primul rând lui Laurențiu Popescu, după care vin minusurile din defensiva CFR-ului. Răzvan Sava respinge perfect pentru Bayram, iar Matei Ilie îl scapă din marcaj pe auto. Comentară Bârligea, luat în marcaj de trei adversari. Mitriță ratează preluarea, dar Mitriță insistă, Mitriță și este gol! Mitriță păcălește apărarea CFR-ului, care nu ia notă de trecere. Nota 4 pentru apărarea CFR-ului. Mitriță insistă și trimite acest simpatic mesaj Megbabișvili, omul decisiv cu acea pasă aproape 40 de metri. Iată însă cum se apără Boben.
rău, stă destul de rău, insistă Mitriță și cu sete îl învinge pe Răzvan Sava. Matei Ilie este cel care, din păcate pentru CFR, ratează duelul 1-1 cu Mitriță. Ilie pentru a 12-a... 13-1, raportul loviturilor de la colțul terenului, bate Deac și gol! Matei Ilie! CFR Cluj reintră în partidă, minutul 66. În prima repriză a avut o ocazie bună, tot în urma unui corner, de a marca. Nu a reușit atunci să o facă. Pare ușor descătușat și Adrian Mutu. Al 13-lea e cu noroc, nu? Al 13-lea corner al CFR-ului. Bate bine Deac, în stilul lui caracteristic. Se înalță Matei Ilie și cu pământul trimite mingea sub transversala porții lui Popescu. 1-2 CFR, Universitatea Craiova. Meciul este în continuare agreabil. Iată-l pe Andrei Ivan. Oltenii au pus repede mingea la centru și se aruncă spre poarta lui Sava. Ar fi venit oferte cuprinse între 1,3 și 1,8 milioane de euro pentru Otele, numai că șefii echipei clujene au refuzat din start. Evident, vor să obțină sumă mai mare pentru fotbalistul nigerian, care într-adevăr traversează o perioadă roșu, foarte bună. Roșu, opa, atenție, roșu pentru Matei Ilie, dar cred că i-a șoptit în cască lui Chivulete, în camera VAR, pentru că reacția a fost... Oh. Da. O intrare horror. A făcut de toate Matei Ilie în această partidă, a marcat, a greșit la golul de 2-0 al Craiovei și acum își lasă echipa în 10. Într-un moment în care CFR-ul încerca să vină din urmă, acesta ar putea fi momentul decisiv al jocului. Dar este într-adevăr o intrare oribilă. Da, Matei Ilie imprudent, capul plecat,